Vorbim despre sondaje. Recent la noi a fost emisiunea domnul Andrei Năstas. Da. Și-a lansat o idee care mi-a tare mi-a plăcut. Da, despre asta nu s-a discutat. Privit. Așa. Eu am mai vorbit despre asta la alte emisiuni, dar vă întorc pe dumneavoastră. Iată, noi în 2016, în turul 2 am avut bătălie între doamna Maia Sandu și domnul Igor Dodon. Da. În 2020, în turul 2, bătălie între doamna Maia Sandu și domnul Igor Dodon. Așa. 2024, se pare că... Ar putea fi același lucru. Serios, dar noi alți oameni n-am mai rămân în țara asta. Nu. Aici am o situație interesantă, știi cum? Da, deoarece și atunci Dodon era plin de mass media lui, Maia Sandu s-a sunut de UE Occident, Năstas atunci a făcut o greșeală și eu lui i-am spus atunci, zic, Andrei, zic, dacă mergi tu, tu în primul rând poți câștigi, șansele sunt foarte mari, clarific-te acolo, pe dreapta, adică cum, că Năstas era prospidior din piața mare adunării naționale, adică, nu, căruci, avea atunci cele mai mari șanse, pe bunic, pe minim o tochet cu vârsta, dacă țineți minte. Acum e mai grav și noi nu trebuie să ne uităm la sondaje. Ascultați-mă încă o dată foarte atent, domnul Gonță, cei care ne privesc. Eu toată viața mea matură, o majoritate dintre vă, cum spun, adică... Marea parte a ei. Mare parte a ei, da, vă mulțumesc. Apropo, când fac greșeli în limba de sat, nu vă rușinați și corectați-o. Dumneavoastră stătesc câteodată cu bezupleșnim lițom, știi cum că... Eu pot să corectez doar greșelile din română. Așa? Da, în moldovenească nu, da? Nu trebuie să spune mizerski, eu azi nu candidez. Păinat. Căruce. Așa. Deci aici e situația, de data asta nu e clară. Încă o dată vă spun. Occidentul a rămas cu Maia Sandu, cu Maia Sandu, Occidentul și UE, deci UE, Occidentul, tot pachetul. Pe stânga, lupta nu se duce azi pe teritoriul Republicii Moldova, pe centru stângă, răspund. Tătă bătălie merge la Moscou, între Șorș Dodon, la moment, prima, doi. Noi astăzi, ca rezultatul luptei la sute, peste 1000 de kilometri de la țara noastră, trebuie să așteptăm candidatul care a să-l dă în Moscova. Ребята, короче, noi am decis Dodon, как бы, опыта нет, плюс еще mai bun candidat să-i piardă lui Maia. Nu, ia că noi l-am găsit pe altul, ori pe alta persoană, înțelegi? Adică, ia că care e problema. Și eu astăzi pot vă asigur că cum am fost și eu și echipa. Noi luptăm aici, facem politică la noi acasă și nu mă interesează nici estul, nici vestul. Doar părerea cetățeanului din Republica Moldova. De asta, chiar mimarea asta lui Dodon cu căutarea candidatului unic, și cu tine, el spune în fața la oglindă Sara, ну-ка, зеркальце, скажи, и куркану доложи, кто на свете всех миленей, румяне, розовее. Адика, аста его мемария, к елдор лащи сперы. К май департи Ларуш, леспегай бест. Ну, и тацва. Ту мне астра спус, ан сондаж ел иду по мая. А весь дрептать. Бей, ну, чем блаз вы, кумур, тащу не лезь, un blaz, cu șorpi în coridor, cu mine pe altul, ia că iază, iau interzicere, apropo, de-ama o lună și două săptămâni, n-au drept să vorbească de rău unul de altul. Ia uite-vă un telegram de canal al Ușor, contra al Dodon, ori vă declară la vânt, ori din partea socialiștilor. Deși, le-au zis, ребята, свадьба! De-amă culcare din partea asta ea, dar după ce aud la Moscova, oricum, получается, că totuși acolo Șoară e nereș, Dodon e nereas, как бы, înțelegi, несмотря на большую разницу в возрасте, știi cum? De atâta e foarte problematic, adică că trebuie să așteptăm și azi decidă Moscova. Deci după Blajeni? Nu, cum sună după Blajeni? Nu, ei se mișcă foarte rapid, și decizia finală, oricum, trebuie să fie numai târziu decât după... Блажень. Ну, май, după... Да, după Блажень, курит. Да, но маки не сгандес ла Блажень. И сгандес, как мы ла инаугурари лу Путин, ши стряк, ну, майш, плюс, ши, еу сынт, кумва,
prizonier urmăresc tot ce se întâmplă acolo detaliat. Pe mine mă interesează care e situația cu creșterea forțelor țin de atac asupra Ucrainei, știi, și au de gând să intre nebuni în Moldova sau nu. Adică de asta eu sunt nevoit să urmăresc non-stop tot ce se întâmplă acolo și...